Și în județul Sibiu au fost patru cazuri în care micuții s-au simțit rău după administrarea vaccinului. Doi dintre ei au fost operați. Vaccinul produs în Danemarca a fost verificat, iar reprezentanții Ministerului Sănătății au stabilit că nu reprezintă niciun pericol pentru copii, așa că s-a decis reluarea vaccinării. Nou născuții rămași nevaccinați vor fi chemați de către maternitatea unde s-au născut. Pentru a evita aglomerațiile, copiii vor fi vaccinați în urma unei programări comunicate de către medicul de familie, așa că părinții sunt sfătuiți să se adreseze medicului de familie al copilului pentru consultație și pentru a primi o adeverință medicală care să ateste că nou-născutul este apt pentru vaccinare. Părinții vor primi materiale informative despre vaccinul BCG care conțin informații utile legate de reacții adverse, dar și recomandări legate de ce trebuie făcut după vaccinare.